Bună seara, doamnelor și domnilor. Aș vrea să fim la fel de relaxați precum cei dinaintea noastră. Atunci când vorbim de vreme, poate trebuie să vorbim de vremea de alegeri, însă vremurile în politică sunt din ce în ce mai fierbinți și ne referim astăzi la prima bătaie la propriu cu săbii, cu topoare. A avut loc undeva în zona Buzăului. Vom vedea în câteva momente imagini de ceea ce a rămas în urma acestei bătăi, pentru că și aici este o controversă. Cineva a filmat, altcineva a furat telefonul și a șters imaginile, a aruncat telefonul, nu știm exact ce se întâmplă. Nu sunt singurele subiecte, v-aș mai spune doar că vom vedea ce sfat îi dă Gigi Becali lui Traian Băsescu sau ce legătură este între Dallas și Revoluția din 1989. Un scenariu foarte interesant. Pentru început, vă prezint invitații mei din această seară. Domnul Aurelian Pavelescu, candidat ARD, bună seara, bine ați venit. Doamna Monica Tatoiu, bună seara, doamnă, mulțumesc că sunteți alături de noi. Din partea Partidului Social Democrat, domnul Mihai Barbu, bună seara, vă mulțumesc că ați ajuns. Dan Mihalache, Uniunea Social-Liberală de asemenea, Partidul Național Liberal mai precis și poate un invitat mai special, Gelu Voican Voiculescu. Bună seara, bine ați venit. Vrem să vedem care este părerea dumneavoastră despre ceea ce se întâmplă în această perioadă și începem, așa cum vă spuneam, cu această bătaie care a avut loc astăzi în Mărăcineni, Comuna Mărăcineni, ca să precizăm foarte clar, pe străzile Comunei Mărăcineni, o scenă foarte mult comentată de cei de acolo. În câteva cuvinte, au fost depuse plângeri penale. Două stafuri de campanie, un staff al susținătorului lui Cezar Preda și cei ai susținătorilor lui Marcel Ciolacu, așadar ARD și USL se aflau pe teritoriul comunei, s-au luat la bătaie. Totul a început când cele două caravane s-au întâlnit acolo pe una din străzile comunei. Membrii grupărilor au început să se înjure, a început o bătaie generală la fața locului, au venit în scurt timp polițiștii din comună. Se fac cercetări, vrem să vedem ce s-a întâmplat și suntem și noi în acest moment în legătură telefonică directă cu domnii Cezar Preda din partea Partidului Democrat Liberal și cu domnul Marcel Ciolacu, Uniunea Socială Liberal. Domnule Preda, bună seara, mulțumesc că sunteți în direct cu noi. Am vrea lămuriri, ce s-a întâmplat acolo, ce informații aveți dumneavoastră? Bună seara, doamna Șincai, cu tot respectul, cred că faceți o confuzie. Bătălie cu topoare în campanie generală a fost în Harghita. Cred că este o greșeală. Cred că ați amestecat două știri. Nu este greșeală. Lăsați-mă să vă spun eu ce vă spune altcineva. E foarte bine, dar știrile au fost în paralel astăzi cu bătaia generală. Asta, eu, în primul rând, astăzi am avut acțiune de campanie în Comuna Mărăcineni. Acolo erau în caravana noastră cu două microbuze care aveau și muzică și peste 20-30 de mașini cu peste 100 de oameni. Făceam casă cu casă, oameni. La un moment dat am auzit că s-a întâmplat un incident chiar în spatele caravanei, care era la 100 și ceva de metri de mine și de consilierilor de acolo. În rest, n-am știut nimic ce s-a întâmplat, pentru că nu puteai să-ți dai seama, noi fiind pe un drum județean destul de circulat, nu poți să-ți dai seama. Am aflat de acest incident în jurul orei 3 și jumătate după amiază, în momentul în care am fost sunat de presa locală și în care mi s-a relatat că acolo intervenise în interiorul caravanei noastre o mașină de la adversarii politici care au scandat lozinci și împotriva mea și a formațiunii pe care o reprezint. Ce s-a întâmplat cu că unul din tinerii din mașina respectivă a fost agresat de alt tânăr de la noi, că la un moment dat aceasta a degenerat, astea sunt lucruri pe care eu ca și candidat le-am aflat la vreo 5-6 ore. N-am știut de așa ceva, pentru că eu nu am avut legătură cu așa ceva și e prima campanie de când fac eu campanii electorale, când se încearcă asemenea provocări. E prima campanie. Am campanii grele la activ. Niciodată când Cezar Preda a candidat în echipele de campanie, în tot ce a însemnat campanie electorală, eu nu am avut incidente. E prima dată când se întâmplă și nu-mi dau seama de ce trebuie asemenea provocări. Noi vedem în acest moment un personaj, nu știm exact din partea cui, pe cine reprezintă, este practic imobilizat la gât, semn că a trecut printr-o bătaie adevărată. Știm, se pune un astfel de guler la gât pentru a susține coloana, așadar a fost acolo o luptă serioasă, domnule Preda. Domnule Șincai, pe cuvântul meu, dacă înțeleg, știți că am fost de multe ori în emisiunea asta, eu nu înțeleg
ce vreți să spuneți în sensul de a amesteca niște chestiuni pe care eu nu le cunosc. Puteți să le dați ce interpretare doriți, eu repet. Niciodată într-o campanie electorală pe care Cezar Preda a susținut-o, nu am avut niciun incident. Acest lucru care s-a întâmplat astăzi, de care eu sunt absolut străin și habar n-am ce s-a întâmplat, pentru că eu nu m-am amestecat cu nicio caravană electorală a USL-ului. Eu dacă văd o caravană electorală a adversarului politic, plec din localitate sau mă mut pe altă stradă, pentru că așa este corect, fiecare să-și pună mesajul liniște. Nu să ne tulburăm și să luăm la bătaie între noi. Deci eu resping categoric orice încercare de intimidare pe o parte, de provocare pe altă parte. Dacă acel tânăr pe care dumneavoastră îl prezentați a avut de suferit, cei care au făcut așa ceva să suporte rigorile legii. Pentru candidatul dumneavoastră, sigur că da, vrem doar să vedem cum s-a ajuns la așa ceva. Marcel Ciolacu, Uniunea Social Liberală, legătură telefonică directă. Bună seara! Dumneavoastră, ce știți? Ce s-a întâmplat acolo? Doamne Sincai, cu adevărat nu a fost o luptă cu topoare la Buzău. De fapt și de drept, o singură mașină de la mine, cu 5 copii, 5 tineri, care aici i-am reproșat eu domnului Preda, cu vârste apropiate de copiii dânsului, lipeau afișe și aveau o stație pe mașină, din caravana dânsului s-au deplasat multe persoane, inclusiv șefa dânsului de campanie, doamna Simona Burci, i-au tăbărât pe copii în mașină, au intrat peste ei mașină, le-au smuls stația, le-au luat telefoanele cu unul dintre ei filmat. Sunteți sigur că folosiți cuvinte foarte tari? Dar nu am avut... Tăbărât, au intrat peste mașină, le-au filmat. Doamnă, dacă stați că vă spun, stați... Nu, am avut și conferință de presă cu cei agresați și cu bunica celui care a fost în, este în spital. Unul are fractură de oase nazale, iar unul are fractură cervicală, are întorsă la genunchi și are fractură craniană. Deci, domnul Preda, să fie... Deci, un lucru foarte grav. Cu adevărat, n-au venit cu topoare. I-au călcat în picioare. Ei erau 5 și dânsul avea o caravană de 100 de oameni. Iar este o minciună grosolană. Nu vorbim de copii, da? N-au fost copii implicați, pentru că cel pe care îl vedem... Nu, doamnă, sunt tineri de 21, de-aia v-am spus. Adolescenți. Adolescenți, care acest tânăr punea afișe. El la 23 de ani candidează la Parlamentul României. Deci nu mai sunt copii. Deci sunt niște tineri care au fost pur și simplu agresați, puneau afișe, s-a intrat peste ei mașină, li s-au furat telefoanele cu care au filmat, dar sunt mari. Norocul nostru, fiindcă martorul nostru principal este polițistul din Mărăcineni, care a intervenit la timp, fiindcă altfel nu știu ce s-ar fi întâmplat acestui copil. Domnul Preda. Iar domnul Preda este o minciună grosolană, ce spune dânsul. Dânsul era de față. Sunt martori care spun că dânsul era de față, că pe urmă au venit imediat mascații, au luat pe cei agresați au și s-au dus pe lângă. Acolo? Da, da, a fost nevoie spirul, de intervenție au venit, i-au luat pe cei pacești. Parcă vorbim de două lucruri total diferite. Ce spune domnul Preda, cu ce spuneți dumneavoastră? Deci noi aveam 5 oameni, nu caravane. Am înțeles. Aveam 5 oameni. Haideți să-i dăm cuvântul domnului Preda, să vedem ce ne spune. Vă ascult, domnule Preda. Eu mă bucur că e primul dialog cu contracandidatul, că până acum a fost duelul surzilor, măcar așa să ne întâlnim, să discutăm. Domnul Ciolacu, eu nu am de ce să mint, eu nu am fost acolo, habar n-am și vă rog să nu-mi spuneți mie că spun o minciună, pentru că eu știu ce afir. Distanța între mine și ceilalți era de peste 200 de metri. Eu habar n-am. Iar dumneavoastră când spuneți așa ceva, trebuie să aveți o declarație. Eu nu m-am susținut. Eu dacă eram acolo nu se întâmpla așa ceva, domnule Ciolacu, pentru că la mine nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Și eu n-aș permite nimănui să fie agresat și cei care au agresat, dacă se dovedește că au agresat, să plătească imediat, pentru că eu nu pot să tolerez și nici să instig la așa ceva. Sunt un politician prea vechi ca să-mi permit să duc și nu mai vorbiți de copii. Oamenii care sunt angrenați în campanie trebuie protejați. Dacă sunt copii, trebuie sfătuiți să evite orice asemenea altercație, pentru că așa este. Au de suferit părinți, au de suferit bunicii, iar eu nu-mi pot permite pentru un copil. Ce avem noi de câștigat din așa ceva? Ce avem noi de câștigat? Numai că ei doresc să facă niște lucruri care să-i scoată în relief și atunci să plătească toți care au făcut. Domnule Preda, au intervenit mascații, înțeleg că ați fost acolo, ați putut vedea... Doamna Șincai, eu vă spun, doamna Șincai. Domnul Ciolacu, vă rog, haideți să lăsăm pe domnul Preda să vorbească până la capăt. Deci noi am fost 5, cu tinerii mei au fost 5 oameni și dânsul a avut o caravană de 100 de oameni.
Cum poate să are cu preintrat să știe în mașină oamenii dumneavoastră? Vreau să vă spun cine, domnul Preda? Domnul Frățilova, cine zici, prigoană, gunoierul din Mărăcineni, angajatul RER-ul, a intrat pe... N-aveți nicio legătură cu societatea RER? Nu, domnul Ciolacu, nu am legătură cu niciun om care caută legea. Domnule Ciolacu, domnule Ciolacu, vă rog cu respect să încercăm să vorbim fiecare în parte, doamna, pentru că altfel nu ne auzim. Vă rog, domnule Ciolacu, o ultimă intervenție și imediat vin la dumneavoastră, domnule Preda. Domnule Ciolacu, o ultimă intervenție. Vă ascult. Au fost și identificați agresorii. Este Frățilă Vasile, zis prigoană, angajat la RER și cel care strânge gunoiul din Mărăcineni, și Saba Ionuț din Căpățânești. Și domnișoara Simona Burcea, șefa dânsului de campanie. Doamna Simona Burcea l-a zgâriat pe un tânăr pe față. I-a dat cu pumnii în față, are fractură nazală. Deci lucrurile sunt evidente. S-a intrat peste ei în mașină. Deci noi nu am... Acum vine că n-am fost implicat niciodată niciun scandal. Cu ce suntem noi de vină? Că ei s-au rupt din coloană și au tobărât pe copiii ăștia, pe tineri ăștia. Bun, domnule Ciolacu, vă mulțumesc că vă mulțumesc domnule Ciolacu pentru intervenție. Vă ascult, domnule Preda. Doamnă, să știți că sub cuvinte frumoase nu se ascund întotdeauna intenții bune. Eu mențin punctul de vedere, nu sunt un politician care să câștig campanii sau bătălii politice apelând la asemenea chestiuni. Cine a încălcat legea să răspundă, dar eu vă spun un singur lucru. În caravană electorală, într-o campanie electorală, se protejează întotdeauna și candidatul care este și cel care își face campanie, și atunci nu trebuie intervenit una peste alta, că atunci când sunt peste 100 de oameni se pot întâmpla incidente reprobabile și care n-au ce căuta. Dar eu vă spun și cu asta închei. Doamnă, în momentul în care se știe că cineva e în campanie electorală, se știe că și jandarmeria și poliția, că cineva are caravană mare și merge casă de casă, lucrurile trebuie să desfășoare normal. Nu câștigă nimeni făcând asemenea artificii, spunând că peste 5 tineri nevinovați au dus alți 3 tineri, că s-a dus unul identificat, asta e treaba poliției, să-i găsească, dar nu așa să câștigă bătălii electorale. Bătăliile electorale se câștigă cu proiecte, cu dus și vorbi cu oamenii. Chestii de intimidare, chestii de intrat, cum aș trimite eu o mașină de-a mea cu goarnă și cu caravană, peste caravana lor, numai să produc scandal, astea nu sunt campanii electorale. Astea sunt chestiuni la limita lumii interlope, doamnă, și așa ceva nu este admis. Trebuie să mergem să ne respectăm. Am făcut apel și fac în continuare. Când eu mă duc într-o comună, într-un sat, caravana se deplasează a lor în alt sat, că așa e corect. Să ne asculte oamenii pe rând, nu să ne vadă bătându-ne, nu să ne vadă jignindu-ne, nu să ne vadă în timp ce unul strigă votați-l pe Cezar Preda, altul să vină cu mașina să zică uo Cezar Preda. Nu așa se face campanie electorală. Cel puțin eu nu o fac așa și nu vreau să câștig așa. Vreau să câștig, așa sperăm și noi să fie, domnule Preda. Vă rog să rămâneți alături de noi, pentru că aș vrea să vă cer părerea și pe un subiect politic. Dar încă o dată, doamna Șincai, doamna Șincai, vreau să vă spun, bătălia cu topoare, cu peste 50 de cu mascați, veniți acolo, că aici n-au venit niciun mascat. Cu mascați s-a întâmplat în Harghita în același timp. Noi am văzut ce s-a întâmplat în Harghita și mă folosesc de acest lucru pentru că vom da ultimele date în foarte scurt timp, le avem de acolo din Harghita. Totuși aici au fost informații pe această idee. Ați văzut și contracandidatul dumneavoastră a văzut mascații, doamne, sau cine a fost, doamne, acolo eu, a văzut să vă spun ceva. Nu e adevărat, doamnă, n-a pozit acolo și vreau să spun ceva. Nu așa să câștigă o campanie electorală, doamnă, să vină la dezbateri pe proiecte, să vină să vorbești, să vină să vorbească cu oameni, așa să câștigă campania. Să vină, domnule Preda, eu vă invit și pe dumneavoastră și pe el aici să facem dezbaterile adevărate. Când doriți, doamne, haideți când să mergem. Doriți, doamne. Sigur, domnule Preda, vă spunem ulterior, haideți să vedem și părerea invitaților de aici, din platou, și în scurt timp vom vedea ce a declarat Crin Antonescu, a fost, spunem noi, acasă la Elena Udrea, adică la dânsa în județ acolo, și a vorbit indirect cu Elena Udrea, i-a spus câteva cuvinte, dar până atunci. Foarte scurte impresii de aici pe ceea ce s-a întâmplat până acum și îl rog pe domnul Preda să rămână alături de noi. Domnule, da, Gelu Voicăn, cum vedeți ce se întâmplă într-o campanie electorală? Vedeți acum cum este viața politică? Bine, vedeți, cu topoarele nu s-a adeverit. Mâine, poimine, o să auzim și de halebarde. De ce nu? În rest, pare cam bizară confruntarea a 5 oameni cu 100. Deci e neverosimil ca 5 oameni să atace chiar și spatele unei coloane de 100 de oameni. Deci ceva
Așa se câștigă? Adică a fost acolo și iar victimele doar și nervii celor tot ce ați arătat ca imagini sunt destul de concludente. Acum, din păcate, se escaladează în febra campaniei, se mai întâmplă. Pe vremuri era cu ciomăgeală. Cu ciomăgeală? Dar până la topoare totuși e o distanță. Deci există și niște exagerări și ați văzut că amândoi au început prin a nega existența utilizării și recurgerii la topoare. Am văzut, clar, nu mai e mult până acolo, pentru că ați văzut contracandidatul, cum vorbea, care este situația, doamna Monica Tatoiu. În momentul în care, așa cum a spus domnul Cezar Preda, cineva are o campanie, da? Și te trezești cu 5 indivizi care vor să creeze confuzie. Se poate întâmpla treaba asta. Și din asta, de aici până la... Este ca la galeriile de fotbal. Avem Steaua cu Dinamo și dacă pun 5 oameni de la Steaua în galeria de la Dinamo, ne trezim cu mascații. Coborârea campaniei electorale la un nivel atât de jos, din lipsă de proiecte, din lipsă de mesaje, nu face decât rău celui care trebuie să aleagă pe 9 decembrie. De jos sus, la cel mai înalt nivel, și vă spuneam de Crin Antonescu, care a fost astăzi, USR-ul mai bine spus, a avut astăzi un meeting la Roman. Acolo, în același timp, a avut loc și o conferință de presă a doamnei Elena Udrea, cea care candidează acolo. Crin Antonescu, vedem aprecierile despre Elena Udrea. Nu vă lăsați înșelați de femei pe care le-a apucat dorul de iarbă verde și de tricotat prin casă și de apartamente la bloc. Nu vă lăsați păcăliți de oameni care după ani de aroganță, după ani de sfidare, după ani în care v-au spus că nu munciți destul sau că n-ați muncit destul pensionarii sau că trăiți prea mult cei bătrâni sau că aveți venituri prea mari și ajutoare prea mari cei nevoiași. După ani de zile de sfidare, acum sunt foarte prieten cu dumneavoastră. În câteva momente vedem și ce a spus Elena Udrea. Acolo, până atunci, domnule Pavelescu, ce confruntare este cea care contează? Cea de jos, cum vorbeam mai devreme, adică luptele acelea de stradă, sau cea de sus, vedem de pe scenă, mitinguri electorale? Da, mașini, care se uită la noi în momentul ăsta sute de mii de oameni. Pensionari care nu au cu ce să-și plătească medicamentele, oameni care nu au locuri de muncă, oameni care nu au asigurate ziua de mâine, de poimâine, tineri care vor să plece din țară și n-au unde să mai plece. Este o mare disperare în țară. Vin din colegiu, de la Râmnicu Vâlcea, astăzi m-am întâlnit cu 400-500 de oameni. Am intrat și în blocuri, în apartamente, să vorbesc cu ei. Situația este disperată acolo. Asta ca introducere. M-aș referi nu la subiectul prim, înțeleg că lucrurile sunt destul de confuze cu privire la faptele care ar fi fost, n-ar fi fost. Sunt și incidente, la un moment dat, mă rog, nu le poți evita dacă sunt, bun, există sunt incidente. Sunt poate tensiuni reprobabil, locale. Desigur, dar mesajul lui Crin Antonescu, din nou, este un mesaj al urii. Este un propagandist al urii. Domnia sa nu vorbește despre fapte, nu vorbește despre proiecte politice, nu vorbește despre oamenii pe care ar vrea să-i ajute și cum să-i ajute, ci instigă la ură și la violență, folosindu-se, desigur, de o imagine care i s-a creat în timp, Elenei Udrea, vor un vot politic negativ, bazat pe ură și pe instigare. Este nedemn. Spune, pentru un om politic... Da, că ani de zile Elena Udrea a făcut... Nu. Uniunea Social Liberală este la guvernare de 7 luni, aproape. Țara s-a blocat economic. Prețurile au crescut incredibil la alimente, la energie. Nu există perspectivă. Toate promisiunile făcute de același Crin Antonescu înainte de 10 iunie, când au preluat puterea, nu au fost respectate. Despre ce vorbim? Vorbim despre un trecut care este din ce în ce mai departe
Nu vorbim despre prezent, nu vorbim despre viitor. Ironiile lui Crina Antonescu nu mai funcționează și nu sunt medicamente pentru rănile oamenilor. Până una alta vorbim de voturi. Despre ce vorbim, domnule Mihalache? Eu îl ascult cu multă fascinație pe domnul Pavelescu și mi-amintesc de vremurile în care negocia cu noi prin diverse locuri cum să vină și el în Uniunea Social-Liberală, dar n-am loc. Asta este minciună, domnule. Asta este viața, nu că vă dau și date și locuri și când ne spuneați cum aveți, nu știu ce, ciomag mic cu care ne faceți, nu știu ce. Deci, domnul Pavelescu, stați liniștit, nu e niciun fel de problemă, n-ați avut loc, v-ați găsit locul la RD, să fiți sănătos, să stați în RD. Vă urez succes de la PNL, vă urez succes în campania atacuri la persoană. Sigur că da. Sunt nerușinate. Sunt. Deci, asta e viața. Nu mă mai întrerupeți. Nu mă întrerupeți, domnule, nici nu vă cunosc. Dar eu mie mi s-a părut. În loc să vorbească despre acest subiect. Dacă vreți să vorbim unul peste altul, vorbim unul peste altul. Deocamdată eu v-am ascultat. Dumneavoastră vorbiți despre ce spune liderul dumneavoastră, șeful suprem. Deocamdată lăsați-mă și pe mine să vorbesc, că dacă nu vorbim unul peste altul, vorbiți despre oamenii pe care ați adus la disperare. Nu mai înțelege nimeni nimic. Eu vă urez succes, n-ați avut loc la USL, v-ați dus la RD, să fiți sănătoși, să intrați în Parlament dacă vă va vota careva pe acolo, pe la Vâlcea, că și dumneavoastră sunteți ca și doamna Udrea. N-ați avut curajul cu București, v-ați dus în altă... Dar dumneata n-ai avut curaj să candidezi, domnule. Eu nu doresc să candidez, pentru că am fost în Parlament, n-am avut mari satisfacții și n-am de ce. Asta este o justificare pe care n-am vorbiți de ce să vă dau. Vorbiți guvernarea dumneavoastră, pentru că ați fost în guvern și v-a dat afară Ponta acum o săptămână. Puteți să ce ați făcut la guvern, domnul Mihalache? Da, ați fost în guvern. În priză și nu. Ați fost în guvernare. Vorbiți despre guvernare, că ați fost nu membru al guvernului, dar în guvern. Vorbiți despre guvernare. Dar apropo de întrebarea inițială, nu, că dumnealui e, cum i-a zis domnul Băsescu, ăla mic cu capul. Sunteți ridicol, domnule, aveți o figură de libidinos, cum nu vă imaginați. Așa v-a zis domnul Băsescu. Aveți o figură de libidinos, cum nu vă imaginați. Luați dicționarul. Controlați-vă atitudinea și spuneți ce ați făcut în 7 luni de guvernare. Ați distrus Olchimul. Un județ întreg moare pentru că Victor Ponta și USL-ul au închis Olchimul. Nu, USL-ul a acest personaj și râde și se amuză cu o brăznicie. Domnule, ați distrus Olchimul, ați închis. Ați promis oamenilor bani. Domnul Pavelescu, hai recunoașteți că acum 2 ani de zile erați în altă tabără. Oameni care frecventează budoarele politicilor românești, sute de mii de oameni. Publicitate și ne întoarcem cu reacția Elenei Udrea. Vă reamintim, Crin Antonescu a fost astăzi la Elena Udrea în colegiu, în zona în care doamna Udrea candidează la Roman. Crin Antonescu a fost acolo, un meeting USL. Elena Udrea, în câteva momente. Știrile continuă pe rtv.net. Am revenit în News Desk, doamnelor și domnilor. Vorbeam aici cu invitații mei despre ceea ce se întâmplă în acest moment în Roman, sau astăzi USL a fost acolo, Crin Antonescu atac la Elena Udrea, sau mai bine spus, le-a cerut celor care participau la meeting să nu se lase înșelați de persoane care tricotează și care nu ar fi făcut nimic până acum pentru urbea respectivă. Elena Udrea a avut și domnia sa astăzi o conferință acolo, vedem declarațiile și ne întoarcem aici cu comentarii. Domnul Cezar Preda este în continuare legătură telefonică cu noi. Sunt convinsă că o să afle și domnul Ponta că Romanul nu este lângă Cernăuți. Mă bucur că prezența mea la Roman i-a adus aici, în sfârșit, după 20 de ani, și pe domnul Crin Antonescu și domnul Victor Ponta. Și, de asemenea, sunt bucuroasă să aflu că vor lua masa la hotelul Roman, un hotel pe care, care a fost modernizat cu fonduri europene pe un proiect finanțat sub semnătura ministrului Elena Udrea. Și dacă tot se duc acolo, recomand să facă și un spa, nu e spa-ul lui Vântu, dar o să le folosească câte a folosit și lui Joana. De asemenea, spa-ul este realizat din fonduri europene, pe un proiect finanțat în timpul mandatului meu de ministru.
Florin Ianu. Bună ziua, încă o dată, acum în Neau, în zi, ne aud și telespectatorii. Bună seara. Vedeți, dumneavoastră, eu nu am nicio problemă cu politicienii care nu au făcut mare treabă sau... Problema mea este alta. Și vă spun că ține de o anumită morală. Eu cred că este necinstit să-ți cumperi un apartament fără să-ți chemi soțul în orașul respectiv. E ca și cum, într-o căsnicie, dumneavoastră sau eu, mi-aș lua un apartament în orașul Ploiești. Închipuiți-vă ce aș crede eu sau dumneavoastră, ca soț lăsat în capitală, despre jumătatea mea care pleacă într-un alt oraș și își mobilează un apartament. Vă pun o întrebare? Știți că nu s-a dus soțul acolo? Sunteți sigur că da, nu s-a dus? Da, sunt absolut sigur. Haideți să vedem. Absolut sigur. Cezar Preda, Partidul Democrat Liberal, în legătură în continuare cu noi. Domnule Preda, vedem Crin Antonescu o atacă pe Elena Udrea sau indirect o atacă pe Elena Udrea acolo, la fața locului. Pe cine vor crede în acest moment locuitorii orașului Roman? Doamna, în primul rând, o campanie negativă este o campanie care a prins în România și atunci o folosim total. Eu încă mai sunt un naiv al politicii și cred că trebuie să mergem pe proiecte. În ceea ce privește însă afirmațiile domnului Antonescu, va spune cu obiectivitate că se înșeală. Doamna Udrea, dacă s-a dus în acel colegiu, s-a dus tocmai pentru că pe timpul ministeriatului domniei sale acolo s-au făcut extraordinar de multe investiții. Deci pe oamenii de acolo nu prea poți să-i păcălești. Oamenii văd ce s-a făcut. Acolo e un primar al unui oraș care și-a asumat să o susțină pe doamna Udrea, pentru că la el în oraș s-au făcut enorm de multe și în zonă s-au făcut multe. Mi-aș fi dorit și la mine să făcut la Buzău cât mai multe, dar presupun că acolo s-au făcut foarte multe lucruri și de aici și susținerea autorităților locale. Deci lupta aceasta însă de jigniri, lupta de ură, așa cum zicea și domnul Pavelescu, nu duce la nimic, doamnă. Vreau să vă spun că văd exact ce se întâmplă la mine. N-am avut o întâlnire cu contracandidatul, care acum era prima dată când l-am auzit în campanie, deși îl cunosc de atâția ani, să vină la o dezbatere televizată. Am văzut că se pozează cu Ponta, cu primarul orașului. Acum a luat o bunică cu el, care regretă enorm că a fost adus în fața televizorilor pentru a-și susține cu bună dreptate un nepot care a avut de suferit din cauza acestor campanii idiote. Dar până la urmă trebuie să discutăm și despre proiectele noastre. Eu mi-am asumat și de asta îmi pare rău că sunt împiedicat prin aceste chestiuni, să mă duc să-mi asum responsabilitatea pentru ce am făcut în Parlament, doamnă. Eu nu mă feresc de nimic. Spun oamenilor când mă întreabă de ce ne-a tăiat salariul de muncitori, le spun de ce. De ce ați încercat să micșorați pensiile prima oară și ați votat, le spun de ce. Am curajul, pentru că n-am pus un tâmpit când am votat în Parlament. M-am gândit, am văzut, am cumpănit bine și mi-am dat seama ce responsabilitate pică pe umerii mei, Cezar Preda, în 2010-2011, când a fost domnul greu. Preda, dar iar oamenii hoteluri, și-a spumă, doamne, adevărat. Hoteluri cu spa acolo la dumneavoastră s-au acolo făcut? Acolo este un hotel? Nu. La mine este un proiect din Ministerul Dezvoltării Regionale, un proiect de extindere a celui mai frumos hotel din Buzău, Hotel Pietroasa, și au fost la inaugurare. Tot din vremea doamnei Udrea? Nu, am înțeles. Nu mai era doamna Udrea la semnat, dar era domnul Petrescu, și astea sunt lucruri bune pentru oamenii de afaceri, doamnă. Pentru cei care fac turism, dar astea sunt lucrurile bune, să știți, și astea trebuie văzute, că le dăm o conotație. Eu un politician oricum. Este domnul Dan Mihalache, vă rog. Față de... Da, tot respectul, domnul. Totuși, apropo de ceea ce a spus prin Antonescu la Roman, ce e o jignire, ce e ură, ce... Cred că Antonescu a spus, da, pe unele, doamne, și sunteți un om sunteți un om care știți politică. Ce a spus atât de încărcat de ură sau de jignire? A spus, da, pe unele, doamne, le-a apucat dorul de Roman. Brusc. Nu-i așa? Aveți dreptate, nu din aceste vorbe se detașează un element de instigare la ură sau la chestiune. Aveți dreptate. Eu m-am referit la discursul în general al domniei sale în această campanie. Domnul Antonescu ar trebui să ne spună ce caută el la Teleorman.
lăsați. Din Tulcea, de ce s-a dus el la Teleorman? Adică această ipocrizie. La Tulcea câștigă ușor pasiv. Este de neimaginat. Vă întrebăm ce căutați la Tulcea. Eu sunt vulcear. Eu sunt din Tulcea. Adică o ironizează pe Elena Udrea ce căutați la Teleorman. Eu am impresia că domnul ăștia din politică ne suspectează de prostie. Eu vreau să mă credeți. Eu cred că poporul român e mult mai inteligent. Da? Nu, și că doamna Udrea și domnul Antonescu se merită unul pe celălalt. Asta este părerea mea. Se merită unul pe celălalt. Iar oamenii care au un cât de cât nivel de instrucție în România, când se vor duce la vot, nu vor vota cu ură, nici cu încrâncenare. Deci asta aștept de la oamenii cu instrucție. Cât vor fi? Adică 10%. Da, măcar 10% să voteze. Păi asta e de când e România. Primul lucru când mi-ați arătat pe domnii de la Buzău, vreau să știu cine e nenea ala cu barbă, că domnul Cezar Preda știu. Vedem. Ce a făcut el în viața lui? Cine este domnul cu barbă? Unde, în ce foteluri mai sunt scauri? Cine este domnul ăla cu barbă? Ce a făcut el până acum? Pentru că noi titrăm generalul Stănculescu, avem un interviu foarte interesant, vorbește și despre Traian Băsescu și despre lupii bătrâni. Revenim imediat. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, și vorbim de lupta electorală. Suntem la jumătatea campaniei, o campanie destul de acidă până în acest moment și vom vedea de ce spunem acest lucru. Victor Ponta spune despre Traian Băsescu că vorbește gogoș și vom afla în foarte scurt timp de ce, nu înainte de a vedea candidați, oameni care sunt în centrul politicienilor, în centrul dezbaterilor politice și vorbim în special de cel care a fost văzut de foarte mulți ca un candidat la prima funcție în stat, nu Crin Antonescu, ci Călim Popescu-Tăriceanu. Este destul de încordat în această perioadă. Normal. Campania l-a pus la grea încercare, aflat la o întâlnire electorală la care au fost prezenți mai mulți jurnaliști, dar și membrii de partid. Călim Popescu-Tăriceanu a avut o izbucnire nervoasă, deranjat de sunetul unui telefon mobil. Iar la noi în România, sanarea mediului economic este esențială, pentru că după ce că stai cu fața aici și o obturezi privirea cetățenilor, mai vii și cu telefonul. Du-te în spate, te rog. Am o rugăminte. Du-te în spate, cât vrei. Tăriceanu s-a arătat deranjat și de întrebările pe tema amenințării cu excluderea venită de la Crin Antonescu în cazul acceptării unui mandat de premier după alegeri. Domnul Antonescu spunea că dacă ați accepta funcția de premier, v-ar exclude din partid și Băsescu ar fi suspendat. Ați pe stradă nu dau declarații așa în colțul străzii. Eu am venit la întâlnire electorală. Nu mă impresionează că mi-ai pus microfonul așa, să știi că nu e prima dată că văd un microfon. Credeți că există un conflict în... Existența are succes la mine în felul ăsta, așa mă cunoașteți? Deși aflat la o întâlnire electorală, Tăriceanu nu a vrut să comenteze subiectul nici în fața alegătorilor. Și mie îmi pare rău de declarațiile domnului Crin Antonescu. Toate că l-am susținut până acum, dar a făcut niște greșeli care pe mine m-au deranjat. Domnule prim-ministru, în urmă cu câteva zile, Crin Antonescu spunea că Tăriceanu va fi exclus din partid dacă s-ar lăsa manipulat de Traian Băsescu și ar accepta un mandat de premier. Călim Popescu, Tăriceanu nu va primi acest mandat. Da? Nu va primi. Aveți garanții? Nu am nicio garanție. Mă întrebați ce cred. Dacă primește acest mandat, Călim Popescu... Păi se întâmplă două lucruri. Traian Băsescu este suspendat și Călim Popescu, Tăriceanu exclus. Premierul Victor Ponta spune că nu există nicio problemă între Tăriceanu și Antonescu. Și revenim aici să vedem cum se va tranșa o luptă aprigă. Domnule Jelen Bogdan Moiculescu, nu ați vorbit foarte mult de lumea politică. Ce părere aveți de iată? Crin Antonescu, Călim Popescu, Tăriceanu, cine ar fi mai bun de președinte? Bun, candidat vorbim în primul rând. Nu vreau al președinte. Al USL-ului, al PNL-ului, de ce nu vom vedea? Candidat la ce? La prim-ministeriabil? Nu, președintele României. Suntem departe de alegerile prezidențiale. Suntem departe, dar vedem lupta de orgolii, acolo este. Crin Antonescu știu, este până în acest 2014 se pot întâmpla foarte multe și tensiunile e normal să escaladeze în momentele de campanie. Deci nu ne putem lua după mici izbucniri de moment conjuncturale care se vor aplatiza mai târziu. Ori, acum nu este miza candidatura pentru președinție.
este mizat, cine este mai important în partid, cine are mai multă influență. Domnule Mihalache, ce spuneți? Putem crea, dar bomboana, i-ați dat bomboana otrăvită. Nu, pentru că, mă rog, simpatiile mele și secundă. Domnul Mihalache a fost și este un apropiat al domnului Chin Antonescu, să vă spune acest lucru. Cu toate acestea este un fin observator politic, nu? Lucrurile sunt foarte... Eu cred că trebuie să creăm un subiect din ce se va întâmpla la alegerile prezidențiale. Deocamdată ne ținem de ceea ce congresele, repet, celor două partide au decis, și PNL și PSD. Apropo de formula de tandem, Victor Ponta prim-ministru, Crin Antonescu candidat la alegerile prezidențiale. Suntem legați de aceste decizii luate democratic, statutar, în congrese la care a fost prezent și domnul Tăriceanu. Remarca domnului Crin Antonescu nu privea atât, și aici nu e o vorbă de orgolii, nu privea atât candidatura la prezidențiale, care, așa cum spune și domnul, spune și domnul Gelu Voican Voiculescu, este foarte departe. Vorbim aici de o teorie pe care vorbim de o teorie, l-am văzut pe Cristian Pelu. Nu l-au văzut telespectatorii. Dar lăsați-mă să-mi termin și eu raționamentul. Vorbim de o vadă și telespectatorii. Doamna și imediat deci vedem sau ca nu să termin raționamentul. Vedem, vă rog. Deci e o teorie pe care domnii de la PD o ventilează, știind că au pierdut alegerile. O vehiculează. La ora asta scorurile sunt undeva 60-15. Că ar mai putea cumva ajunge la guvernare, pentru că în PNL ar fi niște oameni, niște grupuri dispuse să facă guvernare cu domnia sa. Cu domniile lor, mă scuzați. Vă spun foarte clar. A doua zi, când s-ar pune problema ca cineva din PNL să rupă înțelegerea pe care am stabilit-o cu PSD-ul de 2 ani pentru alegerile din 9 decembrie, pentru următoarea guvernare, îi dăm afară, fără niciun fel de discuție. Îi dați afară? Îi dăm afară. Butele, folosiți și butele. Afară, nu trebuie cu îi dăm afară cu statutar în organismele statutare ale partidului. Noi nu construim partidul de 2 ani. Pentru că știu ce majorități sunt în partid. Pentru că știu ce majorități sunt în partid. Haideți să vedem. Cristian Preda ce a spus astăzi, europarlamentar PDL. Deplângem recentele evoluții din lumea publică românească, asocierea liberalismului cu George Becali în special, atitudinea disprețuitoare pe care Partidul Național Liberal o are față de toți cei care, deși astăzi ne sunt adversari politici, au servit, au slujit cauza liberalismului, că e vorba de fostul premier Tăriceanu, că e vorba de primarul Andrei Chiriman, că e vorba de multe alte persoane respectabile care știu că liberalismul înseamnă civilitate, înseamnă moderație. Deși suntem în tabere politice diferite, trebuie să avem cu toții respect pentru ceea ce înseamnă valorile liberalismului. De aceea deplângem agresiunea la adresa valorilor liberalismului. Doamna Tatoiu, am văzut, multă lume spune, vine Cristian Preda și spune, acestea sunt, trebuie să avem grijă, să ne uităm la cum Popescu Tăriceanu, unde plângem că PNL-ul nu-i acordă acum încrederea cuvenită. Eu mă întreb următorul lucru, de ce noi românii de 22 de ani ne agățăm de Escu? Și nu ne agățăm de proiecte și de principiu. Da? Deci tot timpul ne punem problema ce o să facă Tăriceanu peste 2 ani dacă în loc să ne gândim cum o să plătim tată ăia 10 miliarde de euro în anul viitor, de unde? Din creșterea economică. Aici... Asta ar trebui să problemăm. Este aici un conflict între Crin Antonescu și Călin Popescu Tăriceanu? Sigur că sau este. Sunt, știți, spune lumea, Traian Băsescu vine și din nou bagă bățul prin gardă și vorbește de Călin Popescu Tăriceanu în interiorul PNL-ului, care acum are o decizie, cum spune domnul Mihalache, și știm, e important în campanie să-ți ții decizia ca partenerul să aibă încredere, respectiv dumneavoastră. La ora aceasta lucrurile sunt clare. Și spunea domnul Mihalache foarte bine. Congresele celor două partide, celor trei partide atunci, PC, PNL și PSD, au hotărât că premier va fi Victor Ponta și președinte va fi Crin Antonescu. Cred că toate discuțiile de pe lângă aceste lucruri sunt de prisos, dar bun, discutăm noi aici, discută cei de pe la televizor, asta este. Există... Eu vreau, dacă îmi dați voie,
Vreau să vă spun altceva, că n-am putut să intervin la primul subiect, că nu mă lasă domnul Pavelescu, dar dacă îmi dați voie, eu am fost de multe ori într-o campanie și să știți că de foarte multe ori conflictele acestea nu izbucnesc de la lideri, dar de multe ori le întrețin. Și vă cine? Imaginați, cine? Și vă imaginați cine un domn ca, ca domnul Pavelescu, care iese pe stradă. Vă dați seama dacă are limbajul care l-are aici și comportamentul ce pe care l-are aici? Vă dați seama cam ce limbaj, ce comportament are pe stradă? Domnul Pavelescu este aici. Deci domnul Pavelescu tocmai... întreține că nu se înțelege formularea, topica frazei. Cine sunteți dumneavoastră? Ce ați făcut în viața asta? Să mă înțeleg. Eu știu ce treabă aveți dumneavoastră cu politica, domnule. Am foarte multă treabă, domnule. Ce treabă de dumneavoastră cu politica? Are mai multă decât... Chiar nu știu cine ești, domnule. Ce treabă, domnule? Consiliul Județean. Dumneavoastră, ce treabă aveți, ați fost pe la toate partidele, nici nu mai știți domnul, la ce partid ați fost, domnule. Ești penibil, domnule, te știi cu urcă, domnule. Eu știu că pricepe să jigniți, dar noi ne pricepe să țipăm mai tare decât dumneavoastră. De politică, văd cum vorbești și nu vorbești bine românește, domnule. Lăsați-mă să mă înăpreziți. Sunteți foarte bun dumneavoastră și un foarte bun politician. S-a dovedit în timp. N-au alt subiect decât Pavelescu. Vine ăsta, cum îl cheamă, Mihalache, ăsta la aceste obrăzuții nu le mai accept din partea unor. Nu, are impresia că numai dumnealui trebuie să vorbească. Nu le mai accept. Hai să vorbim despre oameni și despre problemele lor. Nu Pavelescu este subiectul. Dacă vor să fie Pavelescu, hai să discutăm. Păi hai să discutăm, dar lasă-mă să discutăm. Nimeni, domnule, ești zero în politică. Ok, știu că poți să jignești. Ești absolut nimeni. Nu faci dumneavoastră, nu iau lecții de la dumneavoastră. Deci, doamna, și care pare rău. Iar domnul Mihalache are probleme cu ani, are probleme cu parchetul. Domnul Mihalache are probleme cu ani și cu parchetul. Eu am probleme multe. Vă rog frumos. Deci, încă o dată, sunt eu subiectul emisiunii? Nu se poate vorbi altfel? Nimeni n-a făcut subiect pe Pavelescu. Dar eu cu Derbelei și Mitocan în emisiune n-am de ce să stau. Hai, eu înțeleg că domnul Pavelescu nu ne lasă să vorbim, că mea lui este noi candidat. Vorbește, domnule, despre subiect, domnule, că altceva nu știi să faci. Ajunge eu știu foarte bine să fac multe lucruri, nu știu ce știu să faceți, că n-ați dovedit nimic până acum. O să vă întreb și eu o chestiune. Adică putem impune... Taci din gură. Putem impune o minimă... Este un om care cercetat de ani și de parchet. Ani și de parchet. Dau în acest moment să vorbim decent. De deci asemenea, putem impune o disciplină, putem impune o disciplină. Respira 3 minute, respir, fără să vorbiți și fără să atacați oamenii. Eu nu m-am adresat nimănui la pertu în acest studio. Dacă mai aud asemenea adrese, vă rog, menținând respectul, inclusiv pentru domnul Pavelescu, care, mă rog, e pe aici și el. Dar nu m-am adresat nimănui la pertu. Dacă eu mai aud vreodată în cursul următoarei ore, eu vă spun sincer că mă ridic și plec, că n-am de stat cu Derbedei la masă. Domnule Mihalache, suntem aici să dezbatem lucruri serioase de parchet, în domnule, acest de moment. Uite, domnule, uite, domnule, la parchet și de ani, domnule. Domnule Pavelescu, cercetat într-o incompatibilitate. Vorbim de doamne, hai să vedem care sunt actorii. Nu candidează pentru că este cercetat de ani. Domnul Pavelescu, eu n-am candidat de la bun început. Vine să dea lecții de moralitate? Haideți să mergem. Hai să fim serioși. Atât și să atacați ca niște derbedei. Domnule Iaru, vă rog, haideți să mergem un pic mai departe. Atunci dacă m-ați întrebat, eu am să vă spun. Hai să mergem mai departe. Vă mulțumesc, domnule Iaru, că mergem atunci. Să-i dăm un distonocal lui Pavelescu și mă rog. De George Becali și invitat aici în emisiune. Păi să vedeți de ce, domnule Iaru, pentru că pare că tot pe acolo suntem. Toată lumea critică această prezență a lui George Becali, dar vedem care este atitudinea. George Becali la România TV cu sfaturi pentru Traian Băsescu și nu numai. Eu vreau ca președintele meu al României, că încă e președintele României, și poate că mi-a urmat sfatul, să facă odată pace măcar de dragul celor de baie de mulțime oricum, care o făcea, dar... măcar de dragul băii de mulțime să facă pace în țara asta cu Ponta, cu Antonescu. Pacea, dacă vrei să o faci, nu trebuie să-ți fie rușine. Omul care face pace iubit de Dumnezeu nu e, nu există orgoliu ca să ții aia satanic, ca să ții orgoliu. Eu, de exemplu, dacă îmi cer scuze cuiva, în toată inima o fac public când știu că greșesc. Și pacea, e pace lui Hristos, pacea. De ce să-ți fie? Pentru țara ta?
Am revenit, vă rog frumos, să fim atenți la limbaj, domnule Pavelescu, da, cu respect. Da, și domnul Păcescu, tuturor invitațiilor le adresez și această rugăminte și mie, doamna și ne rămân cu dumneavoastră, domnule Iaru. Cu respect, aș vrea să mergem. Despre ce vorbim, iertați-mă că vă întreb, da, trebuie să... Becali. Pare mai calm în această perioadă, iată, față de atmosfera încinsă, cel puțin de aici, de la noi, din platou. Acum să vă explic un lucru. Domnul Becali a stabilit de-a lungul traseului traseului politic al domniei sale mai multe alianțe pe care le-a celebrat de fiecare dată cu surle și trâmbițe. A stabilit un pact cu Corneliu Vadim Tudor cu România Mare. A stabilit un pact cu PDL pentru primărie. A stabilit un pact cu USL. Evident, domnia sa este o personalitate accentuată și orice psiholog vă va putea spune asta, e o personalitate accentuată, bazată pe cantitatea de bani care stă în spate. Că sunt unii oameni cărora mintea începe să le meargă mai ciudat dacă au foarte mulți bani. Deși toată lumea ar spune că ar trebui să funcționezi mai bine dacă ai bani și te-ai liniște. Doi, domnia sa nu are nicio legătură cu viziunea liberală, nici cea istorică, nici cea modernă. Nu are. În schimb, foarte mulți membri ai Partidului Liberal, care au slujit Partidul Liberal 20 de ani, 10 ani, 5 ani, au pățit-o destul de urât din partea domnului Becali, care s-a trezit un soi de sabia lui Dumnezeu sau biciul lui Otilo în Partidul Național Liberal. Nu râdeți, domnul Mihalache, nu este normal. Dar nu e un membru tipic atipic. Dar este atipic și Partidul Liberal este constituit, Partidul Liberal Român în istoria lui e construit din personalități atipice, dar care toate au avut o anumită viziune asupra dezvoltării României, asupra felului în care oamenii trebuie să interacționeze, a felului în care e piața. Să-l asociați pe domnul Becali cu... O să aveți, atenție, v-ați băgat piatra în Parlament, piatra în casă, ascultați-mă. Sensul, dacă vreți... O să facem emisiuni pe tema asta după 8 martie. Bă, după 8 martie, doamnei tatuie, îi place 8 martie. Ideea a fost la momentul respectiv, când Gigi Becali, George Becali a intrat să candideze, de crea, să spunem așa, o coaliție cât mai largă care vizează înlăturarea acestui regim. Eu n-aș spune. Gigi Becali nu este și nu va fi niciun membru tipic al PNL-ului, niciun, cum să spun eu, doctrinar, vizionar, liberal. Ideea a fost atunci de a avea o coaliție, dacă vreți, cât mai largă pentru înlăturarea, regimului pedist. Asta e tot. George Becali în prima linie a politicii în acest moment. E un personaj... E o greșeală din partea PNL-ului sau un avantaj? Nu, este un avantaj. De moment. Pentru că este un personaj paradoxal care are un anumit farmec propriu și probabil că s-au făcut niște calcule ce zonă din electorat ar putea să o atragă și să o anexeze USL-ului. În același timp, nu trebuie să... Adică el este mai mult decât ceea ce spune prin declarații. Și întotdeauna poate surprinde. Urmăriți-l într-o perspectivă în timp, este un om care are un anumit simț al, cum să vă spun eu, al oportunității, al plasamentului. Și intuiția asta servește în politică și cred că au câștigat un aliat folositor. Cel puțin pentru o perioadă. Că în fond toate alianțele sunt efemere. Nu există alianțe perene. Domnule Mihalache, o să îndepliniți dorințe, mai multe dorințe ale domnului Gigi Becali? Ce fel de dorințe? Nu știu, vorbește domnul Becali de creștinism, de semnul crucii, de astfel de situații. Cred că... Deci, ce e grav în asta? Ce e grav în asta? Păi, sigur, e o voce, e o voce, mă rog. Eu aici mă despart de domnia sa, considerând că politica trebuie să rămână totuși un spațiu laic. Nu avem noi ce să amestecăm nici crucea, nici creștinismul cu politica. Dar încă o dată vă spun, sigur,
are un anumit grad de exotism, dumneavoastră televiziunile, mai ales România TV, vă place să-l sunați din când în când, face rating, cum se spune. E... Asta, apelând așa, grosomodo, înseamnă că și noastră ați câștigat. Bref, acum, pentru că oamenii, uitându-se la Gigi Becali, se vor uita și înspre PNL. Nu știu Gigi dacă Becali și vor nu cred că va influența major, sau nu cred că va influența foarte tare, să nu spun mai mult, deciziile macropolitice care țin de coaliția Uniunea Social-Liberală, care țin de viitoarea guvernare. Repet, sigur, e o chestiune exotică la televizor, e frumos. Da, o chestiune exotică... Eu nu cred că Gigi Becali ar trebui să fie subiectul acestei campanii electorale. Am fost invitat de mai multe ori să comentez ce comentează Gigi Becali sau declarațiile lui Gigi Becali. Gigi Becali este și el un candidat. Doamne, dar și eu sunt candidat și nu mă întrebați de proiectele mele, sunt invitat în platou la dumneavoastră. Nu vorbim de proiectele lui Gigi Becali. Ce declară Gigi Becali este subiect de comentarii și de dezbateri îndelungi din partea unor oameni serioși și politicieni care au făcut legi, care au experiență și așa mai departe. Eu voiam să dau un simplu mesaj, cât o să mai pot în această seară. 80% din oamenii cu care mă întâlnesc îmi spun un lucru și același. Nu mai are importanță viața noastră și oameni la 40-45 ani, ci ce fac copiii noștri, ce facem cu copiii noștri. Îi trimitem în nu știu să le răspund. Dacă Gigi Becali are o soluție, să o spună. Ar fi despre aceste soluții, despre becalizarea a PNL-ului acum, becalizarea nu cred că este vorba de becalizarea pentru o singură propoziție PNL-ului, ci este vorba de... Eu mă spit din ceea ce se vorbește și la conferințele ARD-ului, să știți. Eu cred că problema este alta. Expresie. Este vorba de PSD-izarea PNL-ului, nu de becalizare. PSD-izarea PNL-ului, nu becalizare. Acest lucru, de fapt, îl resimte și Călin Popescu-Tăriceanu și cred că domnia sa, n-am reușit să am o intervenție pe acest subiect. Și acum vă vine să plângeți. De fapt, acest mesaj îl dă. Opriți PSD-izarea Partidul Național Liberal. Nu este ușor, se expune Tăriceanu la aceste replici foarte dure, deja anunțate de Crin Antonescu și de domnul Mihalache. Domnul George Becali este în legătură telefonică directă cu noi. Bună seara, domnule Becali. Bună seara. Am văzut sfaturile dumneavoastră aici către președinte și nu numai. Aici la noi este o atmosferă mai tensionată, nu neapărat legat de subiectul George Becali, adică de dumneavoastră. Dar sunt și informații interesante date pe moment, ne spune domnul Gelu Voican aici prezent. Este un câștig pentru PNL venirea dumneavoastră în acel partid. Veți solicita mai mult ulterior? Adică dumneavoastră ce veți cere? Că fără îndoială, spun invitații noștri, sunteți un câștig, cel puțin de moment. Domnule, eu nu o să cer nimic pentru că nu avem o convenție. Eu candidez sub sigla USL și PNG-ul susține USL-ul în alegeri. După care nu am nicio obligație, n-am nicio obligație. Singura chestiune, dacă vor să continuăm împreună, va fi ca în doctrina PNL să se introducă noțiunea de creștin pentru a continua noi dreapta românească, care este moartă în România la fra asta. Noțiunea de creștin, da? Nu s-a auzit prea bine. Da, noțiunea de creștin. Asta este singura mea condiție ca să continuăm împreună. Pentru că, în opinia mea, pe PNL-ul, care este un partid de elitiști, așa spuneți dumneavoastră tot timpul, are nevoie de o persoană populară care să atragă marea masă a românilor ca să crească partidul, ceea ce a făcut Ronald Reagan la Partidul Republican. Asta este părerea mea. Aici este, poate, problema, domnule Mihalache. Noțiunea de creștin cum poate fi introdusă în statut, da, domnule Becali? În statutul partidului. Vă așa cum este creștin democrația, deci nu este o premieră. Democrație, de aia nu e liberalism. Nu mi se pare o temă de foarte mare actualitate. Avem de câștigat niște alegeri pe 9 decembrie, avem de făcut un guvern. Cum vom introduce sau nu noțiunea de creștin, discutăm după ianuarie, când vom avea... Dar e o temă populară. E o temă interesantă, da. Nu e o temă, iată, de discuție. Deocamdată. Nu,
nu, e o temă interesantă, domnul Becali poate să o ridice, dar... Și oricum, mesajul pacifist al domnului Becali nu e decât de salutat, pentru că într-o campanie atât de încrâncenată vine cu o detensionare propunând... Pare cel mai liniștit din ceea ce se întâmplă, da. Deși nu este un... Și nu îi se poate imputa pacifismul. Nu îi se poate imputa pacifismul. Domnule Becali, vă ascultăm. Domnul Michalache, stați liniștit că și chiar și acest discurs și această opțiune pe care eu o vreau înainte de alegeri este tot un fel de campanie, tot un fel de a crește USR-ul. Adică trage oamenii înainte de alegeri. Este o strategie. Nu e neapărat o dorință mea, este o strategie. Strategiile nu se spun, domnule Becali, adică vedeți pe ulterior doar ce se va întâmpla. O să vedem ce se va întâmpla. Numai eu lucrurile astea tot ca și campanie electorală. Scuze de campanie. Pentru a lua cât mai mult de la Arebe. Acum, domnule, hai să discutăm realitatea. Domnule, avea 57% USL-ul. Sondajele acum spun 62% USL-ul, nu? Se arăt că Becali a dus 5%. Becali candidează la președinția României. Susține Antonescu, dar ai votat 3% la președinția României. Mugul Sărescu, 3%, guvernatorul Băncii Naționale, PNG-ul n-a murit încă. PNG-ul încă are 1%, nu vedeți? Deci eu am plecat, am tot armata, m-am dus la PNL, PNG-ul încă mai are o rădăcină. Deci vă dați seama cât de important e Becali în politica românească. Dau sfatul domnului Băsescu să se împace cu domnul Ponta. Ca să construim ceva în România asta, eu vreau pace, doamnă. Dar o să asculte sfatul dumneavoastră, ce spuneți? Doamna, hai să vă spun ceva. Eu nu știu dacă ascultă părerea mea, cred eu, și cred că chiar asta își dorește și dumneata, dar e prea orgolios. Și eu cred și dau încă un sfat. Orgolul să-l lase deoparte, pentru că Dumnezeu pacea, îi place și dacă te împaci, nu e nimic, nu e nimic, îți cazi galoanele. Acum, sunt acolo doi oameni cu care nu vreau să mă stăcesc. Este Monicu. Și cu Aurel, cu Pavelescu. Da? Doamna Monica Tatoiu, domnul Pavelescu, vă rog, domnule Becali. Domnul Pavelescu, ca să nu mă cer, ați mai ținut prea mult la telefon, o să te supere domnul Pavelescu. Mă supăr, Gigi, mă supără. Problemele oamenilor sunt altele, Gigi. Altele sunt problemele oamenilor. Nu să-i păcălești tu, vorbind despre creștini ca o strategie electorală. Este o mare rușine. Ai spus că folosești biserica și creștinismul ca strategie electorală. Asta ai spus în emisiunea asta. Și e o mare rușine. De ce este rușine, să o folosești ca strategie electorală? Am spus asta. Nu te poți folosi, doamnă. Nu, chiar asta a spus. Nu poți să folosești biserica și creștinismul ca strategie electorală. Trebuie să mergem cu modestie acolo și cu decență. Am spus asta, scuze. Și nu spune relul niciodată. Eu v-am spus, domnul Pavelescu nu este atât. Asta a spus, dar puneți banda de la capăt. Am înțeles. Asta a spus, n-a spus asta. Este o strategie electorală de a capta cât mai multe voturi. Da, domnule Pavelescu. Domnule Becali, vă ascultăm. M-am referit la faptul ca strategie electorală ca și pentru a crește PNL-ul, nu ca a folosi creștinismul și religia în politică. Dar, și care este subiectul acestei strategii? Asta ai spus, că vrei ca la PNL să apară cuvântul creștin. Asta ai spus. După care ai spus că de fapt e o strategie. Și înainte ca PNL-ul înainte ca PNL-ul să adere, trebuie folosită ca o strategie. A zis după alegeri. A spus de campanie electorală. Nu, de creștin a spus după alegeri. Gigi, de ce te super, Gigi? Deci ai făcut aceste afirmații și trebuie să le nuanțezi, Gigi. De ce? N-ai spus tu că vrei pace. Ai spus că vrei pace. Domnul Becali, fiind pe telefon, nu se aude foarte bine, de aceea rugămintea mea este să-l ascultăm și imediat vă dau dreptul la cuvânt ca să ne înțelegem. Vă ascult, domnule Becali. Panicuța, ce cuvinte! Ce e asta, doamnă? Eu plec din emisiune. Ce e asta, doamnă? Doamna Tatoiu, nu contează. Vă rog. Nu-l băgați în seamă. Nu contează.
Este da, o ultimă... Da, Băsescu, dacă nu se revedea unii, o să iau o parte care nu l-a citat. Aolo, Gigi, aolo, Gigi, ți l-am plătit de 10 ori. Nici și nu e al tău, Gigi. Ce cu, ce cu aceste emisiuni și aceste intervenții? Plictisim, domnule Șinca, ne plictisim. Adică ridicați să ne insulte tot timpul. Eu l-am scos în pușcărie pe acest om, personal. Și l-am făcut europarlamentar. Te-am scos din pușcărie, Gigi. Mama ta mi-a mulțumit și tu mi-ai mulțumit. De 100 de ori. Ai venit în emisiune să spui că dai sfaturi de pace. Asta e pacea pe care o propui. Asta e pacea pe care o propui. Ești un demagog. Vezi de treaba ta. Ați venit că face pace Becali. Iată ce pace. Ce pace? O jignește pe doamna Tatoiu. Pe mine nu mă poate jigni cineva care nu rasează. Doamna Tatoiu. Nu auzim pe doamna Becali. Doamna, să vă spun ceva. Pe bunicul meu l-au luat la Poarta Albă, l-au ridicat comuniștii în perioada în care toți intelectuali, bunicul era avocat. A fost o perioadă în care toți intelectualii României au fost trimiși la Canal, la Poarta Albă, la Iud, la Gherla și au fost înlocuiți cu ultimele scursori needucate, transformate în profesori, în profesori universitari, în membri ai mari adunări naționale și noi acum ne plângem de 50 de ani de întuneric. 50 de ani de întuneric au fost posibili pentru că intelectualii României au fost călcați în picioare și au fost înlocuiți cu oameni lipsiți de educație. Nu mă interesează din ce partid fac parte. În momentul în care aduci un om neinstruit și îl pui să decidă soarta unei țări, arunci țara aia în beznă. Și cei care nu gândesc și nu evoluează oamenii în funcție de ceea ce știu, de instrucție, de nivelul de educație și votează așa cum s-a votat în anii 50, vor mai arunca România în 50 de ani de întuneric. Și ei vor fi vinovați pentru asta. Și familia domnului Becali a fost tot atât de persecutată. Deci nu vorbesc de domnul Becali, vorbesc de oameni lipsiți de instrucție care fac legi de 20 de ani în țara asta și au adus România în situația în care este acum. De mai mulți ani. 22 de ani. Și plus 50 de ani înainte de impostori. Deci nu mai vreau să văd. Și nu mai vreau să... Deci pentru mine, impostorii, în politică, în economie, oriunde, nu mai contează. Doamna Tatoiu, pot să vă întreb ceva? Sunteți o democrată sau nu? Deci sunteți pentru vot universal sau pentru vot cinzitar? Vot cinzitar. Deci e clar, nu sunteți europeană. Asta e situația. Îmi cer scuze. Asta este. Deci... Deci, vreme, lipsa de instrucție nu, am duce să la dezastru. Am să explic un principiu simplu pe care lumea îl uită de fiecare dată. Că oamenii nu intră în Parlament pentru că sunt valori, ci pentru că poporul îi alege. Și asta este. Dacă asta este voința populară, ne supunem. Și dezastrele la nivel mondial vin din acest motiv. Am să spun următorul lucru care va supăra pe multă lume. Poporul are dreptul să greșească ca fiecare dintre noi și poate uneori greșește mai des decât noi. Și trebuie să-și asume greșelile. Și oricum, politica nu se face cu prejudecăți intelectuale. Bun, atunci să trăim din ce în ce mai prost. Dar bunele lucruri care s-au petrecut în țara asta, de-a lungul timpului, au venit de la oameni extraordinar de bine pregătiți. Școala, marea școală românească a fost făcută de un nebun pe nume Spiru Haret, care s-a bătut pentru a face cultura la sate. Și a adus cultura și generația de aur a României, anii 20, a ieșit din școlile lui Spiru Haret și acolo s-a dus în lume și au fost cei mai de sus. Da. După aia n-am mai putut depăși niciodată. Nu se face cu prejudecăți intelectuale, dar cu intelectual se face? Sau renunțăm și la ei? Cum se fac bugetele, domnule Voicam Voiculescu? Parțial. Bugetele, cum dar se fac? Parlament. Nu cu oameni care cunosc mari, cifrele. Mari conducători politici nu trebuiau să aibă diplomă. Nu e vorba. E politicienii vorba de au o anumită vocație asemănătoare cu da, aceea de... Domnul Voiculescu, Petre Ciuțea n-a avut diplomă. Aceea de conducător. Dar nu era bun de conducător, să știți. Cum n-a avut diplomă? Era stat de vorba cu Petre Ciuțea. Domnule Becali, ce părere aveți dumneavoastră? Trebuie să fie politicianul cu multe studii? Da. Gata. Vă ascult, domnule Becali. Vă întrebam și pe dumneavoastră dacă
Credeți că politicienii trebuie să fie valori, să fie valori importante în Parlamentul României? Eu doar aș aduce aminte, cu respect și invitaților de aici, partidele și iau lângă ei valori și vorbim de medici importanți, merg cu ei în Parlament, unde îi pun să aleagă între a conduce o secție, nu, de chirurgie, să spunem, la un spital, aș pierde din valoarea pe care o au, sau a rămâne parlamentar. Așadar, vedeți, aici este poate o problemă a civilizației în democrație. Vă ascult, domnule Brecali. Până eu nu prea sunt mulțumit de ce este în Parlamentul României, cum, de ce a fost până acum. Dar acum vreau să vă spun să știe lumea adevărul. M-a sunat fata de la dumneavoastră, mi-a zis să intru să-l pun la punct pe Pavelescu pe oraș. Bun, haideți, domnule Becali. Stați puțin că dacă lucrul ăsta s-a întâmplat, spuneți despre ce dacă este vorba, este, că nu este adevărat, este grav. Asta înseamnă bine că da, și da, să vă spune și cu Bonicuța când vorbim despre dumneavoastră, în niciun caz despre doamna Tatoiu și despre domnul Pavelescu, nu despre asta este vorba. Este exact ce a spus domnul Becali acum. Întrebat, domnule Becali, vă rog, haideți că avem probleme aici cu domnul Pavelescu, ca să spunem. Gigi Becali, acum nu-l credeți dumneavoastră. Este sunat. Hai să nu-l victimizăm pe domnul Pavelescu, că până la urmă sunt obișnuit, nicio problemă. Și jurnalistic vorbim. Vă rog. Dați să vedeți după noi. Sunați-mă. Zică la liberare. Și a spus, domne, este în studio Bonicuța și un avocat mic cu capul mare. Domnule Becali, haideți să trecem. Nu mă deranjează deranjează deloc. Nu ați înțeles. Multă lume ia foarte în serios glumele dumneavoastră sau ironiile pe care le faceți și atunci. Dar nu mă deranjează deloc această probleme aici, caracterizare pe care o am. Vedem în această situație. Domnule Becali, vă rog, haideți. E sâmbătă seară. Foarte bine că m-ați sunat, ca oamenii să se distreze. Acolo... Numai că nu-mi prea arde de distracție, Gigi. Știi câți oameni săraci sunt în țara asta? O, da, care eu ce să mănânce? Eu, spre deosebire de politicieni, eu știu foarte bine. Domnul Florin, Pavelescu, în ultimele două săptămâni m-am întâlnit cu 5-6 mii de oameni. Nu mai vorbiți, Florin, nu mi-e tu dreptul mie la vorbi sau nu. Florin, nu mi-e dreptul la spune sau nu. Nu vreau să mă întreb chiar tu. Alianța în de care faceți parte a declarat. Nu, nu vorbim de alianță, vorbește despre mine. Vorbește despre mine, Florin. Atenție, sunt declarațiile date de guvernul Ungureanu și de declarațiile date Florin, de guvernul Boc. Vorbești cu mine. Român, pegră condusă de comuniști care trebuie să dispară. Vă rog, Florin, nu mi-ai tu mie dreptul să vorbesc despre oameni. Este o mare necinstite pe care o faci ca scriitor și ca om de presă. Adică nu mi-e dreptul să vorbesc despre oameni. E o mare rușine. Vin din colegiu, sunt sute de mii de oameni care mor de foame. Și nu pot să vorbesc despre ei. Vâlcea este un oraș care piere. Olchimul dispare și Vâlcea va deveni Valea Jiului. Și când vorbesc despre Olchim, mă întreb pe Mihalache. Mă întreb pe Gigi Becali. Nu este demn ce faci. Vă întreb un lucru. Te rog să mă întrebi. Câte sute de milioane datoria strâns Olchimul în ultimii 3 ani de zile? Cunoașteți. Vreți să vă răspund cu o întrebare? 700. 700 de ce Victor Ponta a închis Olchimul? Cine? De ce Victor Ponta a închis Olchimul și a făcut acea privatizare? Ai partipriuri. A promis că va da drumul la Olchim și va plăti salariile. N-a făcut-o. Sunt 7 luni de guvernare. Nu, ai partipriuri. Oamenii de la Olchim însă știu mult mai bine decât tine situația. Dar știu cât au furat colegii voștri de la Olchim. 2 ani de zile s-a obținut avizul de la Uniunea Europeană. 2 ani. Și Ponta l-a rupt. De la Olchim, a fost în poziția aia din 1990 și a făcut pact cu toți dracii care au condus România în 22 de ani. Doamna Tatoi, în 2008, Olchimul era pe profit. Știți lucrul ăsta? A venit domnul Videanu și l-a ajutat să treacă pe pierdere. Deci, perfect de acord cu dumneavoastră. Nu spun, era încă pe căderea Olchim este cauzată de privatizarea Petromului și ruperea de Arpechim. Domnule, că Petromul s-a privatizat în 2004. Și o să cer procurorului general să facă cercetări. Este o rușine. Fără a fi informat să arunci cu vorbe. Domnul Stănculescu, care e un om susține pe Traian Băsescu. Și de ce fac asta? Generalul Atanasie Stănculescu. De ce facem arena?
Hai să-l auzim pe maestru. E istoria cu lupii tineri care vor să ajungă repede, repede, repede. Până sunt aia care sunt lupii bătrâni care nu vor să plece de pe scaune și așa mai departe. Este o bătărie surdă și neclară pentru omul de rând ce se întâmplă, doctore. Nu ne-au acuzat, imediat ne-a pus câte o friptură în cap ca să ne ardă. Și atunci de ce se tem că îl pierd? Nu. Vor să convingă și pe ceilalți că să vină alături. Asta e de fapt un semnal, dacă vreți să trăiți bine, stați lângă noi, nu vă duceți lângă China. Bun, era o declarație, pentru că și aici în plató multă lume deja vorbea despre de ce străinătatea doamna Merkel și alți lideri internaționali îl susțin pe Traian Băsescu, pentru că poate în acest mod susțin o persoană pe care o cunosc, schimbarea ar însemna a lua de la capăt o altă persoană să vadă dacă o cunosc, ce se întâmplă, poate alte colaborări și așa mai departe. Domnule Geru Voicam, ce părere aveți? Am văzut străinătatea aia care a venit în sprijinul lui Traian Băsescu. Mult, destul. Bine, eu zic să nu mai discutăm despre aspectul ăsta rușinos și inadmisibil, adică a fost pur și simplu călcată în picioare demnitatea României ca atare, dar asta e o chestiune consumată. Acum, pe care o depășim. La Bruxelles a spus referendum, it's gone. L-a întrebat cineva legat de referendum. Nu, dar n-am înțeles, domnul Voicam. Sunt 7.400.000... Nu, stați, cum a... De ce a fost călcată demnitatea? Eu nu înțeleg. Pentru că este o emisiune ca într-o colonie, doamnă, de asta. Adică, de ce? Avem niște legi, avem niște instituții. Doamnă, nu s-a cerut. Vorbeam de generalul respectare. Stănculescu. Generalul Stănculescu trebuie să înțelegeți... Nu, de referendum, domnul... Nu, dar doamna m-a întrebat... Mă las această idee, vă rog, ca să terminăm... Să răspund. Deci, asta să-mi explicați. De ce spuneți... Este gravă afirmația dumneavoastră, domnul Voiculescu. A fost, păi, da, a fost călcată în picioare, da, demnitatea României. Da. În momentul în care... În care se nosocotesc votul la 7.400.000, este o gravă... România are niște instituții. România are niște legi pentru care au murit niște oameni în 1989. Vă amintiți foarte bine, da? Da? Acele legi, bune sau rele, până a fi schimbate... trebuie respectate. Bune sau rele? Așa cum domnul Obama a câștigat președinția Statelor Unite, deși numărul de voturi a fost mai mult sau mai puțin în favoarea contracandidatului. Dar vorbim de instituții. Nu mai spuneți așa, domnul Voiculescu. Deci, sunt 22 de ani. Doamne, orice sunt 7.400.000 de votanți. Este o propagandă. Sunt 7.400.000 de votanți. Și sunt alte milioane care gândesc altfel. Deci vorbim de instituții. Poporul nu face democrația, domnul Voiculescu. Poporul nu face democrație. Instituțiile ce legătură este democrația. S-a nesocotit voința electoratului român. Voința nu este. Deci vorbim de instituții. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, și vă promiteam legătura dintre Dallas și Revoluție. O spunea la un moment dat Larry Heckman, cel care a fost J.R. Ewing. Vedem declarația. România a difuzat serialul Dallas pentru a le arăta românilor cât de corupt era sistemul american. Însă totul s-a încheiat cu românii care l-au pus la zid pe Ceaușescu, care era un dictator, și l-au împușcat de 500 de ori, pentru că ei voiau toate acele lucruri pe care le-au văzut și de care nici nu știau că există, a declarat Larry Heckman. El a permis difuzarea acestui serial pentru a le arăta cât eram noi de decadenți, însă ei și-au spus, ei bine, vrem și noi o parte din acele lucruri, a adăugat actorul american. Eric Heckman, despre legătura dintre Revoluție și România. Știm că mai toată lumea se uita la Dallas pe vremea comunismului, era poate singurul și la Sclava Izaura vedeam în acea perioadă și vedeam o altă societate. Dar n-am ieșit să beau whisky la ranch-ul lui de acolo. Am ieșit pentru un strop de libertate, un picuț acolo, că am ieșit și eu în 21 decembrie și am plătit scump. Sau așa, numai vreau să vă spun un lucru. În clipa în care mă duceau și nu știam dacă o să mor, mi-am pus întrebarea, mă, o să mor și n-am băut și eu o Coca-Cola. De fapt, eu voiam
să gust lumea, să văd lumea, să fiu un pic... Nu vă închipuiți că doream să fiu neapărat bogat și să stau la ranch-ul ăla. Larry Hagman, ca foarte mulți occidentali, privește, a privit Estul Europei așa cum privim noi acum Orientul, apropiat. Considerăm că ea nu sunt oameni, că sunt niște primitivi, că gândirea lor este primitivă. Nu e adevărat. Oamenii sunt aceiași peste tot și se adaptează la mediu. Dar la intelectual sunt la același nivel peste tot. Domnule Geru Voican Voiculescu. Ne uitam noi nu atunci, pot decât adică să fiu de acord cu domnul Iaru. America de acolo, din Dallas, sunt democrația... păreri de la distanță și păreri, nu știu în ce moment a formulat această declarație. Mai de mult, dar așa fie gândeam. N-au nicio valabilitate în ceea ce ne privește pe noi și consider că pur și simplu a făcut o asociere. A fost flatat de faptul că serialul a avut o mare difuzare în România, acum la două ore de televiziune, unde... la două ore de televiziune hai, cât aveam și oricum era atractiv pentru că era ceva de dincolo. Nu înțelege exact toate resorturile și în niciun caz noi n-am făcut revoluția și oamenii aceia n-au murit ca să trăim ca în Dallas, ci am vrut să fim liberi. În primul rând liber și libertatea asta ne-am câștigat. O dovadă că putem vorbi cum vorbim chiar în emisiunea dumneavoastră. Domnule Dan Mihalache, la Dallas vă uitați, nu știu, a contat mult filmul în acea perioadă. Era o perioadă tulbure, grea, spre finalul anilor 80 în partea aceea și totuși Tarasul era un sigur, mic... Sigur, un pic forțat. Nu ne-a stimulat să facem revoluție. Larry Hagman a fost un actor... Simpatic. Simpatic, rămâne asociat de GRI, nu? Sau cum... Dacă mai țin bine, foarte bine minte personajele, aș merge până la... încerca să decriptăm tot felul de resorturi ascunse între Dallas, difuzarea lui... Vai de revoluția noastră, dacă și revoluție, știți bine că în perioada... Între finanțatorii serialului Dallas, poate, și cei care îi finanțează pe ei, pot să faci o legătură cu revoluția română, dar niciun caz cu subiectele din Dallas. Deci, noi, după 22 de ani, după multe cărți citite, odată cu accesul la spațiu virtual, tinerii interesați de ce s-a întâmplat acum 22 de ani văd revoluția dintr-un alt punct de vedere, mai ales analizând criza economică mondială și analizând cauzele pentru care a căzut zidul Berlinului, a căzut cortina de fier. Nevoia de globalizare, de lărgire a piețelor pentru ca să ofere o gură de aer capitalului din Occident. Da. Și această gură de aer se pare că n-a fost de ajuns și ne așteaptă un 2013 cu alte... Domnule Barbu, vă rog. Eu eram prea mic când se difuza Dallas și eram prea mic și la Revoluția, dar oricum nu văd nicio legătură între film și Revoluție. Erați prea mic? Nu vă aduceți aminte de Dallas? Ba da, mi-aduc aminte de Dallas, dar eram prea mic. Nu vă influența, nu mă influența niciun fel. Gândire dar, care ar fi dar, într-adevăr, după aceea a fost, să spunem. Da, după aceea a fost difuzat pe un alt post de televiziune și am încercat să mă uit la câteva episoade ca să înțeleg de ce atunci era așa o mare atracție. Nu văd nicio legătură între Dallas și secunde, Revoluție. Domnule Paperescu. Da, eu am fost acolo, în stradă, mult timp. Au fost speranțe. Speranțele s-au prăbușit. Pentru că nu a fost ceea ce trebuia să fie. Comuniștii au preluat puterea și o țin și astăzi în mână. Vorbiți de Dragnea Băsescu. Asta e marea problemă. Vorbesc de sistem. Ei da, este sistemul un sistem e corupt, într-un chipa de Dragnea Băsescu. Un sistem corupt care ține și astăzi puterea în mână. Nu, dar e un exponent. Este văzut încă urmașilor. Jurnalul orei 21, chiar acum.